Xi Jinping discută cu Putin despre războiul din Ucraina și urmează să semneze mai multe acorduri, inclusiv în domeniul militar. În Ucraina, premierul Japoniei, Fumio Kishida, a ajuns în urmă cu puțin timp și urmează să se întâlnească cu Vladimir Zelensky la Kiev. Vine cu mai multe detalii despre a doua zi a întâlnirii liderilor Rusiei și Chinei, Florin Jipa, editor la Monitorul Apărării și Securității. Bună, Florin! Putin și Xi Jinping au discutat ieri mai bine de 4 ore înainte de dineul oficial. Știm despre ce au discutat cei doi și ce se întâmplă astăzi? Bună, Ana Maria, într-adevăr, Xi Jinping a salutat parteneriatul strategic global, așa l-a numit ce urmează să semneze astăzi, în timp ce presa din Rusia numește întâlnirea și subiectele discutate despre o nouă ordine mondială. Astăzi, președintele chinez Xi Jinping s-a întâlnit cu premierul rus Mihail Mishustin și a anunțat că l-a invitat pe Vladimir Putin în China anul acesta. Este important astăzi însă ce se va întâmpla, după ce ieri au fost discuții informale. Astăzi Xi Jinping îi va prezenta lui Putin propunerile Chinei de pace, vor discuta, au un segment special pentru discuții privind Ucraina, însă se vor semna și parteneriatele între cele două țări, inclusiv în domeniul militar și cooperare militară și comerț, dar și cooperare financiară. Este important de spus că cei doi astăzi vor semna două declarații comune de cooperare strategică și respectiv economică, iar delegațiile vor semna, conform agenției TASS, 10 documente de importanță strategică pentru cele două țări. Cred că ar fi bine să ne gândim cine sunt cei doi. Eu cred că sunt foarte apropiați unul de altul. Nu cred că se va rezolva nimic în ceea ce ține de războiul din Ucraina. Xi Jinping este la Moscova să-l susțină pe Putin, în niciun caz să-l oprească, cred că nici nu are cum. Iar cei doi cumva sunt foarte asemănători. Amândoi au schimbat legislația să rămână cât mai mult la guvernare. Amândoi au trimis în închisoare oponenții regimurilor. Putin este condamnat de Curtea Penală Internațională. Xi Jinping este acuzat că a băgat în închisori 1 milion de uiguri. Putin a declanșat un război în Ucraina, iar Xi Jinping este pe punctul de a declanșa un război în Taiwan. Deci cred că mai degrabă vor să arate lumii prietenia ruso-chineză și puterea ruso-chineză decât îngrijorarea Chinei față de războiul din Europa. Bun, dar sabotează Occidentul vizita președintelui Chinei. Ieri, Statele Unite și Europa au anunțat noi ajutoare pentru Ucraina, iar astăzi vedem că premierul Japoniei tocmai ce a ajuns la Kiev. Pentru noi... Da, e adevărat, Fumio Kishida a ajuns în gara din Kiev. Este interesant de văzut în oglindă cele două vizite, China în Rusia și Japonia în Ucraina, deci liderii celor două țări. E adevărat că alături de Ucraina sunt țările democratice, țările occidentale, din Japonia, Australia, Canada, Statele Unite și, bineînțeles, cele din Europa. Ieri Statele Unite au anunțat un ajutor militar de 350 de milioane de dolari, cu foarte multă muniție pentru HIMARS și obuzirile de 155 de milimetri. Tot ieri Uniunea Europeană a anunțat un ajutor de 2 miliarde de dolari pe timpul acestui an prin achiziția 1 milion de lovituri pentru artilerie. Occidentul sprijină Ucraina să țină cont acestei invazii a Rusiei. În acest moment Rusia atacă, a lansat chiar noaptea trecută un val de rachete și atacuri aeriene asupra orașelor ucrainene, inclusiv asupra infrastructurii critice. Ucraina nu poate să ia o pauză din această luptă, deoarece Ucraina se apără, iar Rusia este țara invadatoare. Îți mulțumesc, Florin, pentru precizări.